Odată cu intrarea în vigoare a noilor restricții aplicabile începând cu data de 25 octombrie 2021, polițiștii hunedoreni, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au desfășurat acțiuni în scopul asigurării respectării normelor legale de către persoanele fizice și de către agenții economici pe perioada stării de alertă. Astfel, au fost instruiți agenții economici cu privire la scanarea certificatului verde și au fost efectuate controale pe mijloace de transport în comun. Cu ocazia desfășurării acțiunii au fost instruiți un număr de 64 de administratori și operatori economici cu privire la obligația și modul de scanare a codului QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene. Încălcarea obligației de a se prezenta certificatul verde pentru anumite activități se sancționează cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice care nu respectă obligația de verificare a certificatului digital, sancțiunea este cuprinsă între 2.000 de lei și 10.000 de lei. De asemenea, au fost verificate un număr de 15 mijloace de transport în comun. Verificările au vizat de asemenea respectarea de către persoanele fizice a măsurilor de protecție individuală, respectiv purtarea măștii de protecție și a restricțiilor privind libera circulație în intervalul orar 22:05 dimineața. Amintim faptul că nerespectarea prevederilor referitoare la portul măștii de protecție se sancționează, conform legii 55 din 2020, cu amendă între 500 și 2500 de lei. De asemenea, cu aceeași amendă se sancționează și nerespectarea prevederilor referitoare la restricțiile de circulație a persoanelor. Circulația în intervalul orar 22 și ora 5 dimineața este interzisă în toate zilele săptămânii pentru persoanele care nu dețin certificat verde, cu precizarea că persoanele nevaccinate pot circula în acest interval orar doar pe baza declarației pe proprie răspundere a adeverinței de serviciu, în timp ce persoanele vaccinate pot circula fără restricții. Au fost verificate de asemenea respectarea de către administratorii restaurantelor, cafenelelor și a altor agenți economici a programului de funcționare stabilit, respectiv în intervalul orar 5-21, precum și respectarea procentului de clienți admiși din capacitatea totală a spațiului. Sub coordonarea instituției prefectului județul Hunedoara, astfel de acțiuni vor fi organizate zilnic pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru siguranța cetățenilor.